Dom'le, ce înseamnă un intelectual? Toată lumea are grijă să-ți spună. Am terminat facultatea cu tare, am diploma de master cu tare, am diploma de doctorat cu tare, am diploma de studii universitare cu tare. Foarte bine. Deci asta înseamnă că ești un studios. Asta nu înseamnă că ești un intelectual. Un intelectual rasat face cum spune Apostolul Pavel. Apostolul Pavel folosește o expresie în Noul Testament și spune așa: m-am făcut tuturor toate ca pe toți să-i fac una în Hristos. Adică, cu elinul m-am făcut elin. Adică sunt cu grecul, gândesc grecește. Caut pacea, caut liniștea. Arăt că sunt un om de rafinament. Nu mă apuc să-i scot omului ca păduchii în frunte defectele. Nu este treaba mea a judeca, a osândi și a pune etichete. Nu asta e scopul unui creștin. Spune așa, cu robul m-am făcut rob. Și un sclav în ogradă, dacă l-ai și te porți frumos cu el, bănuiesc că ați avut femei la curățenie sau ați avut badante la copii sau ați avut femeie de servici la locul de muncă. Dacă îi vorbești frumos sau o saluți și îi dai atenție sau îi vorbești educat, altfel dă cu mopul, altfel mătură, altfel așează lucrurile pe birou, altfel te întâmpină cu zâmbet, bine ați venit, să rup mâna, bună dimineața. Adică și arată și iau o onoare de politețe. O ridici de la gradul de slugă spre gradul de normalitate și de om și neumilindu-l îl pui pe om în statura de om. Și atunci ești un mare intelectual. În momentul, cum spune acolo, cu cel slobod m-am făcut slobod. Adică ai unul mai aiurit, ca să folosim un termen. Sunt oameni hazardiști, sunt oameni irascibili, sunt oameni nervoși, sunt oameni mai apucați, dar tot Scriptura ne învață că vorba dulce mult aduce. Cu o vorbă bună pe cel rău îl poți îmblânzi și îl face bun, dar cu o vorbă rea îl poți face și pe cel bun rău. Lucrul ăsta l-am constatat zilele astea, când creștinii noștri autentici care vin și se grămădesc la potir, creștinii noștri care vin și sărută moaștere, creștinii noștri care citesc ceaslovul, care aprind lumânări, care le intră preotul la bobotează în casă sau la botez sau la mormântare sau la cununie, au niște limbaje din astea murdare și obscene. Și v-am mai spus odată, te ascunde în fața unui profil de Facebook și ar arunca cu tot felul de gunoaie doar de faptul că nu te cunoaște nimeni, mai înainte de toate te cunoaște Dumnezeu. Și mi-a plăcut odată o glumă cuiva foarte inteligentă. Zice, când mă uit pe Facebook, constat că este ca în rai, fiecare se simte bine în pielea lui. Da, e adevărat, dar noi nu trebuie să ne simțim bine în pielea noastră. Noi trebuie să ne simțim bine în comuniune și toți împreună. Deci când noi ne simțim bine și toți împreună, noi ne simțim educați și intelectuali. Un intelectual nu aruncă vorbe necioplite. Un intelectual nu aruncă cu vorbe grele. Un intelectual nu vorbește murdar și răstit. Un intelectual nu contrazice la minus infinit. Vine un om și îți spune, da, uite, problema cu tare e așa. Aveți dreptate. De ce? Pentru că riști, punându-te în contradicție cu o minte odihnită, să o odihnești și pe ta. Deci poți împrumuta din armele lui. Și atunci când tu intri în discuție, am găsit tot așa o expresie frumoasă, că atunci când pleci la drum, te urci în tren sau în autobuz și te duci la, tu iei bilet până în cutare loc. Te dai jos acolo unde scrie pe bilet. Dar nu te interesează de ce autobuzul oprește în 50 de locuri până ajungi tu unde ai treabă. Ei, așa este și pe parcursul vieții. Dacă treci pe o uliță și latră 50 de câini, tu stai să-i analizezi de ce latră, cui sunt, de ce sunt slobos sau legați, de ce au glasul gros sau ascuțit, sau te duci în treaba ta. Ei, cam același lucru este și în societate. Dacă te consideri un om care ai un punct de vedere, îl consideri pozitiv și marcant, îl consideri constructiv și educat, îl consideri un punct de vedere intelectual, îl susții și stai în banca ta.
Dacă vrea cineva să te creadă pe cuvânt, e foarte bine, și dacă nu vrea să te creadă, e și mai bine. Ceea ce face dovada că multiculturalismul prostiei, n-am spus-o eu, e de undeva auzită, are mai multe trepte. Prostuț, prost, foarte prost, prostan, idiot, bolovan, gherțoi și pot continua, mojic. Adică noi ne urcăm în aceste trepte fără să ne împingă nimeni, după modul în care începem să evoluăm din manifestări, din fapte, din limbaj. Ei, este bine să zică cineva despre tine. Ei, nu le știe pe toate, dar mai are de învățat. Pentru că prima formă a prostiei se numește mediocritate. La mediocritate poți repara. Dai o corigență, mărești o notă, schimbi un caracter, schimbi o idee, îmbunătățești o idee, consulți și constați o altă idee și poți să prosperi. Deci dacă eu văd unul deștept, pot să-l invidiez, nu în scopul că nu sunt deștept ca el. Cum de eu nu pot să știu câte știe el? Și am dreptul să-l concurez. Dar să-l concurez prin ce? Prin intelect, nu prin denigrare, nu prin clevetire, nu prin bajocură, nu prin vorbire de rău, nu prin înjurii, nu prin calomnie. Deci la noi în România suntem atât de cultivați, am ajuns atât de inocenți și de deștepți și am ajuns atât de intelectuali, încât două opinii puse alăturea nu pot găsi o idee de contradicție. Trebuie să găsești o căruță de înjurături, jigniri la modul cel mai mârlan, ca să spun așa, o altă formă a prostiei, mârlănia, și dacă este nevoie, până la modul obscen, noi înainte spuneam așa, limbaj de mahala. N-are nicio treabă mahalaua. Într-o mahala pot trăi oameni educați. Într-o mahala poate sta și un profesor, într-o mahala poate sta și un scriitor, într-o mahala poate sta și un cântăreț, într-o mahala poate sta și un geniu, într-o mahala poate sta și un om educat sau orice altă personalitate, că așa și-a găsit el locuința. Dacă spunem că vorbim ca la ușa cortului, s-ar putea să nu fie nici asta valabil. Pentru că inclusiv romii s-au emancipat și au schimbat anumite jargonuri din astea mizerabile și au început să învețe cuvinte elevate și educate, pentru că și-au dat seama că nu mai ține să vorbește obscen. Dar noi ne-am învățat cu această cultură tabloidă, dacă vreți, cancanoasă, cum îi spunem noi în termen românesc, în care dacă nu vorbim urât sau nu jignim, nu suntem luați în seamă. Vrei să fii luat în seamă, trebuie să faci ceva porcos care n-a mai făcut nimeni și automat poți fi dat la știri, poți să apari ca imagine de artist. Ce înseamnă termenul de artist? Un om care aduce ceva nou, frumos, care poate înălța, care poate cultiva sau ridica valoarea intelectuală a unui neam. Dacă considerați că ce vedeți la televizor trece de 1% cultură și 90% prostie, puteți să mă contraziceți, deci nu mă deranjează. Dacă vreți să vedeți un serial de anvergură și ce n-a mai avut cultura românească vreodată, uitați-vă la ăștia cu Laș Ferbinți și cu La Bloc. Și o să vedeți cultura românească și nivelul de mania în cinematografie. Pentru că în momentul când îți cântă Maria Callas operă și îți cântă unul pe stradă cu aia care face acompaniamente cu pianina, îți cântă de inima albastră, e o mare diferență. Adică nota sună la fel. Ordinea matematică a notelor nu e la fel. Unele pot ieși din minte, și asta înseamnă muzica clasică, unele pot ieși din intelectualul gândirii, și aceea e muzica de operă, unele pot ieși din viața normală și să numesc rapsoz sau folcloriș, să numesc cântăreț de muzică populară, și unele ies așa din uzualul, nu contează cuvintele, să se audă zgomotul. Și atunci se numește mania. Nu că are cineva ceva cu mania. Fiecare ascultă la nivelul clasic de cultură la care ajunge. Dar dacă ne uităm atenți și suntem foarte atenți, vom vedea că la ora actuală 1% ascultă muzică de operă și 90% ascultă mania. De ce? Pentru că sunt mai ușoare notele de prins.
V-am spus lucrul ăsta pentru că la fel, la nivel de cultura manelelor, s-a ajuns în ceea ce înseamnă cultura politică, cultura de gândire ideologică. Și oamenii, dacă nu au forme și valori, se pierd. Ai văzut apa, dacă o pui într-un vas, ia forma sticlei care ai pus-o. Dacă o colorezi, are altă formă. Dacă pui în ea niște cristale sau ceva, îi dai altă formă. Și poți face bijuterii. Dacă o pui să înghețe, poți face sculpturi. Dacă o pui să se evapore, poți colora vapori, poți face orice. Apa poți să bei, să uzi cu ea în grădină sau să calci ca bou în baltă și să o tulburi. Este același gen de a folosi apa. Ei, în momentul în care ai băgat mâna în ea și ai făcut o aghiazmă sau ai făcut o apă de rugăciune și o consumi sub formă de apă sfințită, acea apă care nu are nicio informație la nivel când stă aruncată într-o baltă și o calci cu piciorul, poate deveni tămăduitoare în momentul când o respecti la nivelul la care o respectă Creatorul care ți-a dăruit-o. Și atunci înseamnă că poți să devii încet, încet ce? Un om intelectual.